And then she'd say, it's okay, I got yours on the way, but I'm a supergirl. Supergirls don't cry. Îmi cer și eu scuze la băieții ăștia care s-au născut pe munte. Uite-ne când ne întoarce. Nu se mai vede asta. Ionuț! 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 Haide, Ionuț! Uite-te, Ionuț! Ia uite, Ionuț! Să mai zici tu că el nu merge pe munte, Ionuț. Ba, că lucrează Laura, ba. E bine acasă? Scuze. E 6 dimineața. Dormi, 6.33, ia uite. A fost greu? A fost frumos. Aici e crasă. Mie mi-a plăcut. Cei mai curajoși, uitați aici. Eu cu băiatul din spate. Știți că întotdeauna ultimii stau ăștia care știu traseul cel mai bine și care să-i salveze pe restul, știți? Noi doi suntem. Ești bine? Zi, Adriane, cum a fost? Foarte frumos. Pentru tine a venit. Corespondentul POTV, Ilinor Pintilic. A fost extraordinar, data viitoare mergem la mare. Transmitem în direct de pe vârful Călțâni. Îi zic eu către Călțâni. Suntem în drum spre... Am promis că bucurie nu o să filmez mai mult, că uitați, bățul ăsta e Mila. Nu știu unde l-a furat când e realit. Nu, absolut. Cred că ne-a luat după față, știi? Da? Ce faci, Maria? Binișor. Zi, mă. Frumos, nu mai vin. N-am văzut nimic. Nu înțeleg nimic. Uitați-o, eu am vrut să mai merg, dar el nu mai putea. A zis că e frică. A zis că e frică de moare. Și eu, prieten adevărat, l-am lăsat, i-am dat curajul meu și l-am trimis pe el pe traseu și m-am întors eu cu frica lui înapoi la mașină. Corect. Și eu m-am dus mai departe 10 metri și s-a întors. 10 metri și m-am întors. Pentru că mi-era frică că e frică lui Remus. Dar Remus era la mașină. Dar nu l-am mai găsit. Păi mâncăm ceva, mă? Uite, și Monica este o altă curajoasă, la fel ca mine, de altfel. Și băiatul din imagine. Noi trei. A, nu e luată la pachet, că ea s-ar mai duce, da. Și nu lasă nu. Nu mai, mă, păi am doi copii de crescut. Vrei să rămân singur, te crezi? Păi nu. Uite, bă, bara, așa are treabă. Ia bani pentru el. Ce vin o să mă țin. Parfum până aici. Dar vine și Dragușoasca, dacă asta... Ne-am încălțit, te-a bine. Așa e un le-a zis Balaj mai devreme că unde cât îl stâng din ăsta, am mai murit câte unii. Am văzut 4 până acum. Și am făcut o oră de mers. Îți dai seama până ajungem când noi avem? Nu. Nu vreți, dați că mai încă. Am uitat să filmez cu Corina, că mi-a dat bățul și mi-a lăsat și la întoarcere. Și-ați că o filmez mai mult. Gata. Uitați-vă pe unde trebuie la scubă, dă-te mă la crăzvare. Deci nu se vede, fii atent, deci acum că un pro stă normal. Stă-mi iasă. Să nu scadă, să nu scadă aparatul. Amă! Traseu ușor.
acolo. Doar ce ne-am întors după traseu, un traseu deosebit. Uite să-mi dai tu pozitiva de la lac. O să vă arăt extraordinar de frumos traseu. Vă arăt poze și la lac. Mie nu mi-am făcut poze acum. Mie nu mi-am făcut poze, am făcut poze doar la lac. Dar e extraordinar, n-am cuvinte. Nu mai merg niciodată. La câmpie mă duc. La câmpie maxim cât un deal. Mai mă duc cât un deal așa. Dar nu e de mine, nu. Uitați-vă unde sunt în vârful munților. Noi nu o să mai mergem cu Balaci, o să mergem în Balaci. Uitați-vă la Dragoș. Cât de mult de sus am mai găsit el o piatră, s-a mai cățat la băul ăsta. Băi Dragoș, mi-e fric de mie, mă, câte mult. Adrian, ultimele cuvinte, te rog. Doamne ferește, Doamne. Doamne, să nu fie adevărat, să întoarcă înapoi. Să vă uitați-vă la el, el tot cu PSD. Aveți grijă și de Aris, da? Da. Remus, că-i zici un tău mușcă la mușcă. Noi suntem cei care deja ne întoarcem de la lacul Călțun. Unde ești, Monica? Spune. De unde venim noi acum? De la lacul Călțun. Damian, de unde venim? La lac, la lac. Zianuță. Da, da, bine. Nu chiar negoiu, dar am ajuns aproape de el. Bă, vă spunem adevărul. Noi suntem mai fricoși sau ne e frică de înălțime. Acestea fiind spuse, cobor încet, am grijă și ne întoarcem. Nu e de noi. Am și băți, suntem echipați corespunzător. Nu e de noi. Au plecat la lacul Călțun și au ajuns la lacul Bâlea. E așa, Monica? Da. Ane, la ce lac ați plecat, mă? Damian, la ce lac ați plecat? La care la vrem noi. Călțun. Și cum se numește lacul la care am ajuns? Capra și după aia Bâlea, nu? Noi am încercat. Mai bine. Dar cum zice Pescobar? Atât s-a putut. Și uitați-vă unde am ajuns. Cel mai bine. E munte? Se vede muntele? Se vede. Deci am fost la munte, am zis cu ceva, fetelor, că nu mergem la munte? Da, am fost. Am fost, nu? Dar acum dacă noi ne mișcăm. Acum dacă noi ne mișcăm repede, nu-i vina noastră. Ne mișcăm repede, merge treaba, ne și întoarcem. Vă salută prietenul meu, George. El e băiatul când de bere mereu un team building să beau. Gata, uite, ne-am întors după traseu. Suntem toți. Defer cu toții. E toată lumea în regulă, inclusiv eu, Damian. A fost atât. Ane, Monica, suntem bine. Oricum, traseu, cred că... Am ales ușor. Ușor, hai să zicem, bine, ușor. Important e că l-am făcut și cu toți. M-am făcut și eu o oră de mie, e bine. Am văzut că ai postat la cu Călțuni, ești acolo. Prima am ajuns, ai văzut? Direct acolo. Ne vedem pe următorul traseu. Să fie cel puțin la fel de ușor ca asta.